Domnilor generali, distinși corp didactic, dragi colegi, îmi revine deosebită onoare de a sta astăzi în fața dumneavoastră ca reprezentant al studenților de anul întâi ai Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu la ceremonia de deschidere a anului universitar 2018-2019. Acum 4 săptămâni pășeam cu sufletele pline de emoție către o nouă lume, către necunoscut, către o nouă etapă din viața noastră. Am pus hainele civile pe umeraș și am îmbrăcat cu mândrie haina militară, astăzi aflându-ne în fața dumneavoastră onorat să facem parte din comunitatea academică militară sibiană. Reușita examenelor de admitere a reprezentat începutul unei noi aventuri, deloc ușoare, dar sperăm plină de satisfacții. Gândindu-ne la provocarea acestui moment de tranziție, de la elev la student, suntem cupriși de o multitudine de emoții, împletite cu gândul conștient că vor urma schimbări majore, cărora va trebui să le facem față cu bine. În perioada parcursă până în acest moment, am fost călăuziți, prin exemplu personal, atitudine și consecvență de comandanții, instructorii și studenții gradați, cei care ne-au împărtășit din experiența acumulată până în prezent. Pentru toate acestea și pentru ce va mai urma, le mulțumim tuturor. Parcursul nostru de până acum ar fi fost mult mai dificil dacă nu am fi avut alături de noi părinții, prietenii și profesori, care ne-au îndrumat, ne-au sfătuit și ne-au ghidat spre îndeplinirea obiectivelor și împlinirea țelurilor. Dorim să le mulțumim pentru că nu au renunțat să creadă în noi și că ne-au fost alături atunci când poate eram tentați să renunțăm. Curajul de a rezista eventualelor dificultăți de adaptare, ambiția de a vedea în acest început un prilej de afirmare personală, de învățare și de autoperfecționare, trebuie să fie un model de conduită pentru noi. Nu trebuie să evităm să ne exprimăm așteptările, bucuriile, dar și temerile. Trebuie să căutăm în persoana de lângă noi sprijin și să acordăm suport la rândul nostru. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să ne cultivăm spiritul de camaraderie. În încheiere, îmi exprim speranța că ne vom găsi în aceeași formație, la capătul drumului, peste 3 ani, tineri ofițeri, tineri pedagogi, pregătiți să ne conducem sub unitățile pe câmpurile de instrucție, în teatrele de operații, să ne slujim patria. Mult succes tuturor studenților militari și cât mai multe realizări în acest an universitar. Semper una!